domnilor, am revenit în direct la emisiunea Regio Sport la Regio TV Transilvania, studioul din Zalău, cu invitații mei, Ioan Onicaș și Robert Goie. Așa cum am spus înainte să vină publicitatea peste noi, prima dată vreau să-mi spuneți, domnul Onicaș, dacă se va mai face un meci demonstrativ, cum se făcea, jucau presa contra organizatorilor. Organizatorii au echipă, nu știu presa. Cu siguranță, dacă o să ne invitați, o să dăm curs. Și da. O să venim la un meci demonstrativ și probabil eu o să trebuiască să joc o repriză la o echipă și o repriză la cealaltă. Da. Se poate și așa ceva, nicio problemă. Legat de, parcă ceva îmi spuneați la în debutul emisiunii, memorialul Radu Gog este structurat pe trei părți. Turneul efectiv, competiția de mini fotbal, tombola și licitația cu tricouri, care începând de din anul 2015 se organizează la inițiativa colegului nostru Bietala Notilo. Se pare că această inițiativă este de real succes. Dacă în anul 2015 la ediția de debut am scos la licitație număr de 7 tricouri, anul ce a urmat am avut 10 tricouri mai mult, adică 17 tricouri. Iar la ediția din acest weekend o să avem un număr record de tricouri. Sperăm, până acum avem 24 de tricouri, dar sperăm să fie un număr și mai mare de tricouri. Dacă ai putea să-mi spui în urma licitațiilor așa, ce a fost ediția din 2015, 7 tricouri, a cui a fost cel mai licitat tricou sau suma cea mai la fel ca și numărul de tricouri. În 2015, pentru cele 7 tricouri scoase la licitație, am obținut 1700 de lei. În 2016, crescând numărul de tricouri, bineînțeles, a crescut și suma obținută. S-a obținut undeva în jur la 10.000 de lei, deci a fost o creștere semnificativă. Trebuie să vă menționez că din această sumă de 10.000 de lei, 3.000 de lei au fost obținuți pe tricoul Cristinei Neagu, care a fost purtat de aceasta la campionatul european din Danemarca. Deci iată că în 2016 doar un tricou a fost aproape dublu decât suma obținută în 2015 și sperăm să reușim să ne ridicăm cel puțin la această sumă și la ediția din acest weekend. Deși, dacă ne uităm la numărul de tricouri, ar trebui să o depășim cu mult. În mod cert, 3.000 de lei tricoul lui Cristina Neagu, cred că aproape jumătate din suma adunată din tricouri a fost adusă de un singur zălăuan, care, de fapt, cumpărând două tricouri, a ajuns la 4.000 de lei, dacă nu mă înșel. Sau chiar da, este vorba despre Vasile Ardelean, un fost atlet din Zalău, care este stabilit în Statele Unite ale Americii, un fost coleg de-al tău care tu îl cunoști foarte bine. Îi mulțumim pe această cale încă o dată că a fost alături de competiția noastră. Sperăm, în măsura posibilităților sale, să participe și la această ediție. Până la această oră deja licitează, am licitează, văzut că am observat, a licitat ceva. Licitează. Însă este important că, cum spunea Vasile Ardelean, fiind din America, a văzut și el despre acțiunea noastră și cel mai important lucru este că memorialul Radu Gog se face cunoscut în România, dar se pare că și în străinătate, ceea ce contează foarte mult. Iar ca și o informație pot să vă spun că pentru tricoul Cristinei Neagu, care pentru a doua oară consecutiv scoatem la licitație tricoul Cristinei Neagu cu semnătura acesteia, până în acest moment, cea mai mare ofertă este de 2.000 de lei venită de la un fan al Cristinei din Norvegia. Fan care nu este cetățean român, având fan care este norvegian, noi români suntem peste tot. Norvegian jet beget. Asta am observat, oferta lui a venit de ceva vreme, cred că mai bine de 10 zile, din câte rețin eu că a venit oferta. M-a bucurat foarte mult, sper să aibă contracandidați serioși și să crească cel puțin la nivelul la care a fost anul trecut. Tricoul Cristinei Neagu. Părerea mea personală este că o să fie o sumă mult mai mare pentru acest tricou, deoarece și anul trecut
În dimineața zilei de sâmbătă, când s-a încheiat licitația, din câte țin minte, tricoul Cristinei era licitat undeva la jur la 2000 de lei, iar cred în câteva ore, chiar în ultima jumătate de oră, a crescut suma la 3000 de lei. Vasile Ardelean luptându-se, între ghilimele, cu un fan al handbalului din București, care la această ediție are șansa să se revanșeze și să achiziționeze acest tricou. Cu siguranță, Vasile nu se pune probleme la tricoul Cristinei Miagu, are un tricou, din câte îmi dau eu seama, o să se orienteze. Nu știu, n-am văzut deocamdată Steaua, știu că Vasile este fan al echipei Steaua, sau cel puțin era. Și faptul că a dat curs și s-a implicat în licitație, cred că și din sensibilitate, Vasile are 4 copii. Deci cred că știe... Nu ce e ușor seamnă, nici lui cu 4 copii în America să îi crească și știe greutățile și cred că asta l-a și împins să liciteze și licitează și anul acesta. Aș vrea și eu, dacă aș putea să intervin, să spun câteva cuvinte, pentru că eu pe Vasile mi l-aminteam doar ca și un simplu coechiper pe pista stadionului de la noi, stadionului municipal, pentru că el se pregătea pentru problemele de la atletism, eu mă pregăteam pentru problemele, testele fizice de la arbitraj. Nu ne-am cunoscut acolo, dar iată că această competiție a ajuns ca să ne facă să ne cunoaștem mult mai bine. I-am cunoscut și familia și în primul rând l-am cunoscut pe el ca și om. Și aici, ca să dezvălui un mic secret pentru cei care nu știu, cred că Vasile nu este un mare microbist al handbalului sau al Cristinei Neagu. El și-a... Deci, în momentul în care a descoperit această acțiune și văzând ce se face și care este destinația banilor, el și-a fixat o sumă de bani care oricum, indiferent că era tricoul Cristinei Neagu sau un alt tricou scos la licitație, și de fapt acest lucru l-am văzut și la alți participanți la licitații, pot să spun că tricoul a fost doar un motiv pentru a dona bani familiei Radu Goc. Deci prin intermediul unui tricou sau prin intermediul unui tricou a dorit să ajute această familie. Iar din discuția care am avut-o cu Vasile, el a avut de la începutul licitației, el a avut pregătit o sumă de bani pe care chiar dacă nu a reușit, n-a fost cazul să liciteze pe un singur tricou, a mai achiziționat și al doilea tricou ca să încadreze în suma care avea pregătită. Și este, într-adevăr, am rămas plăcut surprins pentru că nici acolo, nici în America nu este ușor să câștigi bani, mai ales în condiții care ai și unde ești, nu este, are 10 ani în America, dar nu putem spune că încă a prins rădăcini foarte puternice ca și cetățean american. Dar iată că un om cu suflet care a înțeles scopul acestei acțiuni și cred că a adus multe bucurii, în special familiei Goc. Pentru că bucurile noastre, de fapt, nu sunt bucurile care le obținem noi prin ceea ce facem, se transmit prin fapte familiei Goc. Robert, mă uit aici în studio, văd o sumedenie de tricouri. Poți să spui cum ajung tricourile aici? Am donat și eu un maiou de al meu de când eram sportiv, am vorbit cu domnul profesor Tadic, ne-a dat un tricou de la echipa de handbal. Totuși, ideea a venit de la Attila Birtalan, care mi-a adus și el tricouri. Cum ajung totuși tricourile la... Deci în prima fază, în anul 2015, tricourile au fost aduse la inițiativa organizatorilor, în speță domnul Birtalan Attila, care a adus 2 sau 3 tricouri. Mai apoi am contactat și noi jucătorii sălăjeni care evoluează în Liga 1. La acea vreme era Bogdan Ungurușan, Gabriel Vașvari, care și acum, în acest moment, evoluează tot în Liga 1 și care, pentru a treia oară la rând, ne ajută și ne susțin în aceste demersuri. Anul trecut, având un pic de experiență a primei ediții, am început să intrăm în legătură cu diferiți sportivi și să le spunem despre ce organizăm și așa. Și au fost de acord să ne ajute cu diferite tricouri. Și vreau să vă spun că, uitându-mă acum pe listă, din cele 24 de tricouri care le avem până în acest moment, mai mult de jumătate sunt donate de sportivi.
sportivii care au îmbrăcat aceste tricouri, iar restul au fost oferite, donate de către organizatori sau de către alte persoane care au dorit să ajute acțiunea noastră. Spunându-vă de Cristian Neagu, vreau să vă spun că avem mai multe tricouri din lumea handbalului. Toate acestea au fost donate de către sportive și se bucură fiecare în parte că poate să ajute acțiunea noastră. Aș dori să vi le enumăr dacă îmi permiți. Deci, din lumea handbalului avem următoarele tricouri. Cristina Neagu, Cristina Laslo, jucătoare echipei Cluj, un tricou de la echipa națională. Tricou Laura Echiper, care evoluează la Corona Brașov, tot un tricou de la echipa națională. Și avem două tricouri de colecție, ale de la două echipe care, din păcate, nu mai există, două foste campioane ale României. Un tricou de la Oltchim Râmnicu Vâlcea, donat de către Zeloanca Ramona Farcău, și un tricou de la echipa HM Baia Mare, al Laurei Oltean. Tot din lumea handbalului mai avem două tricouri de la selecționata masculină a României, a jucătorilor Ionuț Ramba și Alexandru Ceprei. Dorim să le mulțumim pe această cale acestora că sunt alături de noi și sperăm ca sumele obținute pentru aceste tricouri să fie cât mai mare. Trecând mai departe, este știut faptul că fotbalul este sportul rege în țara noastră. Avem multe tricouri din lumea fotbalului, iar primul tricou care a venit pentru anul acesta a fost tricoul lui Florin Gardoș de la Southampton, care este un sportiv foarte bun, dar și un om cu suflet mare. Face foarte multe acte de caritate și ajută de câte ori poate. Mai apoi avem tricourile lui Dorin Rotariu, Cristian Bud, George Țucudean, Pedro Serostino, fostul jucător de la CFR Cluj. Avem un tricou al echipei Universitatea Craiova semnat cu semnăturile tuturor jucătorilor. De asemenea, Bogdan Ungurușan s-a alăturat din nou acțiunii noastre și ne-a oferit un tricou. Avem un tricou și de la un alt zeloan, de la Cristian Man, fostul portar al echipei CFR Cluj. Un tricou marca Champions League, care din păcate pentru el și pentru noi nu a apucat să-l îmbrace pe Old Trafford, însă este important că a fost acolo și... L-a îmbrăcat pentru că a fost jucător de rezervă pe Old Trafford. Chiar dacă n-a evoluat ca titular, da. a fost prezent. Un fapt îmbucurător este faptul că am reușit să aducem pentru licitație un tricou de colecție, pot să spun așa, un tricou purtat de Cosmin Contra la echipa West Ham, care ne-a fost oferit de către un alt colaborator al nostru, domnul profesor Florin Morar. Iar cu siguranță acest tricou o să fie interesant pentru colecționarii de tricouri. De asemenea, mai avem câteva tricouri din lumea arbitrajului. Aici o să las pe domnul Nicar să ne le prezinte, pentru că el este cel mai în măsură. Și mai avem două articole foarte speciale, cum ai spus tu, unul donat de către tine. Și avem... În premieră avem o piesă de la atletism. O piesă de la atletism, așa. Și părerea mea personală că cel mai special articol de la această licitație este tricoul derșidanului nostru, Alexandru Bologa, care ne-a donat un tricou de la Comitetul Paralimpic Român cu semnătura acestuia și o centură brodată cu numele său. Îi mulțumim pe această cale și iată că un sportiv, deși este cunoscută problema sa, dorește să ajute și să facă un act de caritate și îi mulțumim pe această cale. Omul care s-a întors medaliat de la Jocurile Olimpice, da. Paralimpice. Și acum o să las pe domnul Onica să ne prezinte tricourile din lumea arbitrajului. Într-adevăr, pentru că noi am plecat de la discuția prin care am realizat că toți, inclusiv cei care sunt aici, am fost sau suntem, nu, unii au fost, alții mai sunt arbitri de fotbal, era și normal ca de la acest să nu lipse, să fie prezent. Era normal să fie prezente și tricourile unor arbitri. Și sincer, nu a fost, cred că a fost cel mai ușor să obținem aceste tricouri. Chiar dacă în colecția noastră pentru licitație avem prezenți doi arbitri
sau mai bine spus, doi arbitri plus o brigadă care a avut în 2016 un an excepțional. Este vorba de brigada condusă de Ovidiu Hațegan și compusă din Octavian Șovrei din Oradea și Sebastian Gheorghe din Suceava. O brigadă care cred că a atins niște performanțe care nu au fost la îndemână a oricui. Chiar și pe vremea lui Crăciunescu, Igna și ceilalți, performanțe erau individuale. Iată că după noul regulament, la toate aceste competiții importante, nu mai merge doar o singur component, fiecare arbitru duce brigada din țara sa. În aceste condiții am avut în premieră în 2016 o brigadă prezentă la tot ceea ce a însemnat competiții majore de fotbal, atât în Europa cât și în lume. Ceea ce aș vrea să reamintesc, participarea brigăzii conduse de Hațegan la ediția de campionatul european din Franța. După un scurt timp, aceeași brigadă a fost prezentă și la Jocurile Olimpice de la Rio. După o pauză foarte mare, am avut din nou un reprezentant al arbitru, sau mai bine spus, o reprezentanță arbitrajului la acest nivel. Aceeași brigadă care, în decursul anului 2016, a condus 3 jocuri de Liga Campionilor și nenumărate jocuri interțări. Sunt performanțe excepționale cu care cred că fiecare arbitru s-ar bucura. De asemenea, avem și tricoul lui Cristian Balaj, care și-a încheiat cariera anul trecut. Chiar tricoul care l-a donat memorialul este un tricou semnificativ, pentru că este tricoul care a arbitrat ultimul din ultimele jocuri la Liga 1. Este un tricou cu semnătura lui și deja am și văzut foarte mulți colegi, arbitrii din Sălaj, în special, au licitat atât pe tricoul lui Hațegan, cât și pe tricoul de la Olimpiada de la Rio, cât și pe cel donat de către Cristian Balaj. Cred că am cam atins tot ce era de atins din punctul meu de vedere legat de licitația de tricouri. Aș vrea să ne axăm pe finalul emisiunii, pe regulament și, exact cum am spus, o premieră la memorialul Radu Gogă, prezență din afara județului Sălaj. Da, în primul rând aș dori să vă aduc la cunoștință un lucru foarte important. Acest eveniment, pentru că o să-l numim în continuare eveniment, atâta vreme cât participă foarte multă lume și reprezintă ceva important în viața, iată că nu mai a zăloanelor, cât și a celor care urmăresc licitația ai tricouri, membrii comisiei de organizare sunt foarte importanți. Și ai amintit ceva la un moment dat, pentru că ai fost cooptat și tu, crescând importanța acestui eveniment, bineînțeles că și munca din spate, pentru că ați văzut și voi, și în special tu, Manuel, care ești mai nou printre noi, nu este foarte ușor, este multă muncă în spate pentru ca să aduci o asemenea competiție, un asemenea eveniment la nivelul la care l-am adus noi. Toți care participăm o facem din plăcere și considerăm că fiecare își sacrifică din timpul lui liber pentru o cauză nobilă, cea în realizarea unei noi ediții sau unei noi reușite în organizarea memorialului. În acest an, vreau să vă spun, din Comisia de Organizare fac parte Nicolae Chiș, Unimătan Paul, Tunioghi Ferenc, Sabo Monel, Birtalan Otilo și, bineînțeles, cele două persoane pe care le aveți aici în față, dar totodată ne bazăm și pe colaboratori, pentru că Comisia de Organizare rezolvă problemele de la A la Z, dar avem foarte mulți colaboratori și în special din rândul arbitrilor. Cred că știți și acele celebre domnișoare care se duc și vând biletele tombolă în sală, sunt arbitre în cadrul Comisiei Jene Arbitrilor Sălaj. Fac și ele tot ce pot pentru a ajuta la îndeplinirea și realizarea scopului acestui memorial. Legat de regulament, pentru că, iată, ne apropiem, mai avem câteva zile până la debutul competiției, pentru noi este foarte important și competiția minifot, dar nu numai tombola sau, sau memorialul. Până în momentul de față avem înscrise un număr de 19 echipe, dar până miercuri la ora 12 se mai pot înscrie și alte echipe.
Nu va fi nicio problemă dacă vor fi chiar și mai mult de 20 na, cât am avut anul trecut. Noi putem să ne adaptăm regulamentul și să găsim un sistem de desfășurare în funcție de numărul de echipe care le avem. Regulile sunt foarte simple. La categoria Open se poate înscrie orice echipă. La categoria All Boys doar, pot participa doar acele echipe care au în componență jucători născuți, deci care au împlinit sau împlinesc în 2017 vârsta de 38 de ani. Este și normal pentru că trebuie să facem această diferențiere ca să existe un echilibru și în desfășurarea jocurilor. Aș vrea să-mi spui ce consider că este mai important din regulament pentru că mai avem doar 3 minute. Am înțeles. Nu cred. Cel mai important este, în primul rând, sunt condiții de participare, iar legat de celelalte detalii le vom stabili împreună cu delegații. Ședința cu delegații va avea loc tot miercuri, dar la ora 19, la restaurantul Meseș. Acolo vom pune la punct ultimele detalii, dar lumea cunoaște regulamentul, pentru că regulamentul a fost publicat la sfârșitul anului trecut pe pagina de Facebook a Memorialului, ceea ce ne bucurăm, pentru că dacă anul trecut am reușit să resuscităm cele două echipe, Armătura Zalău și Mirul Sărmășag, iată că în acest an avem în premieră și echipe din afara județului și chiar echipe celebre, pentru că Sănătatea Cluj, cea care participă la categoria All Boys, este cunoscută prin performanțele care le-a obținut în cadrul Cupei României, reușind de mai multe ori să ajungă în fazele superioare și să fie eliminată de fiecare dată de echipe puternice. De asemenea, avem tot din Cluj, la categoria Open, foști jucători din județul Cluj, chiar și la Universitatea Cluj, care împreună au făcut o echipă și doresc să participe la Memorial Radu Goc. Deci iată că după ce am reușit să atragem echipele din județ, competiția noastră este căutată inclusiv de către echipe din alte județe și cred că s-ar putea să mai avem o surpriză, dar nu vreau să o spun. Foștii jucători, o parte din foștii jucători echipei Armătura Zalău, care sunt din Baia Mare, au intenția de a constitui echipă cu care se înscrie în competiție. Deci jucători numai din Baia Mare. Pot să participe jucători din Liga 1? Dar regulamentul permite, pentru că ne-am gândit, cu toate că în acest an pauza fotbaliștilor este foarte scurtă, Liga 1 la fotbal începe în 4 februarie, deci imediat în această săptămână echipele cred că vor pleca în antrenament. Noi am permis și regulamentul de fapt permite participarea doi jucători care joacă în Liga 1, 2 sau 3 de fotbal sau Liga 1 de futsal. Deci fiecare echipă poate să aibă în lot maxim 2 jucători care evoluează în Liga 1, 2, 3 de fotbal sau Liga 1 futsal. În rest se pot înscrie și pot participa orice jucători. Robert, dacă ai un mesaj pe care să-l transmiți, nu știu, licitatorilor, celor care vor să se înscrie în competiție? Am omis mai devreme să vă rog să intrați pe pagina de Facebook Memorialul Radu Goc, acolo unde puteți să licitați în cazul în care doriți să cumpărați un tricou sau măcar să ne șeruiți postările pentru ca prietenii dumneavoastră să vadă și poate cineva este interesat să achiziționeze vreun tricou și vă așteptăm la sală în număr cât mai mare. Nu neapărat tricoul, deci este vorba de a atrage persoane care doresc să ajute la realizarea acestui scop caritabil și a dona familiei Gog o sumă care să le acopere o parte din greutățile cotidiene. Domnilor, eu sunt convins că o să se adune o sumă frumoasă pentru cele două fete ale regretatului Radu Gog, pentru că a trecut Revelionul, lumea s-a întors de la munte, din stațiuni de unde au fost. De acum înainte, cred că și prietenii mei o să se concentreze pe licitația de tricouri. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele și ne vedem în weekend la sala de sport Avram Iancu. În final și eu, numele Comisiei Organizare, dorim să mulțumim studioului Regio TV pentru această inițiativă. Am fost și anul trecut, am fost și această dată și ne bucurăm și vrem să vă mulțumim încă o dată pentru tot ceea ce ați făcut pentru buna desfășurare a Memorialului Radu Goc. Mare plăcere oricând suntem alături de asemenea evenimente. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost emisiunea Regio Sport, prima din acest an. Vă doresc o seară plăcută. La revedere!